Bună seara! O să mai așteptăm câteva minuțele să se conecteze și restul de colegi și după aceea o să începem. O să facem ca exact ca în dățile trecute. Veți ridica mânuțele pe Meet și o să luăm întrebările în ordine. Și o să răspundem la toate întrebările și la toate curiozitățile și nelămuririle. Ok? Mai așteptăm un minuțel, două. Bună seara! Bună seara! Bună seara, bună seara. Bună seara! Bună seara. Mai este un minuțel și o să începem. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Deci bănuiesc că putem începe, văd că deja au intrat câteva persoane. Ok. Bun. Haideți să vedem. Să ridicați mânuțele și să începem. Bun. Luca? Ce s-a întâmplat? Luca are o problemă cu microfonul. Apare o problemă. Încercam să-l ajut pe Discord, dar la 10, la Windows 10 nu mă pricep așa de bine și încă nu i-am dat de cap. Da, e posibil de la drivere, dar de ce să fi? Nu le avea updatate, posibil. Zice că este dezactivat. Este foarte posibil să fie de undeva din Windows sau din butoane să-i fi dat din greșeală. Dar eu nu am un 10 în față ca să văd cum era combinația. Nu există nicio setare aici de microfon? În... Ba da, există. În... Uite, Luca. Imediat. Intră să vezi dacă e din apelul... din... Meet, mai exact. Nu știu dacă ai vreo problemă cu microfonul în rest, dar uite, ai și în Meet posibilitatea de a rezolva chestia asta. Ai în partea de audio. Să selectezi microfonul. Dacă ai un laptop, poți selecta alt microfon de la căști sau așa mai departe și... E, și poate să dea click dreapta pe difuzorul din barea de jos de lângă ceas și să-și să intre la recording devices, să selecteze acolo. Da, da. Bun. Păi... O să începem și poate reușește și Luca să își remedieze problema. Daniel Mihaiu. Da, bună ziua. Bună seara. Mă numesc Mihai Sebastian Virgil și am o problemă cu robotul. Ok, ce roboțel ai? Miro. Ok. Am primit robotul direct deschis. Și resigilat.
iar o rotiță într-un loc, cum să vă zic, poți să vă arăt? Da, 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 te rog frumos. Stai să opresc eu. Într-un loc este mai deschis, într-un loc este mai strâns. Cum este? Aici este mai deschis, mai așa. Are cauciucul deformat, lucru care e cam normal la toate. Scoate ok, cum a stat în cutie. Na, și nu poate să meargă el înainte. Eu l-am făcut, dar nu merge după linie, merge numai cum vrea el. Păi, e încărcat cod ca să meargă după linie? E încărcat codul de pe platformă? Îmi poți prezenta ce cod e încărcat? Imediat. Așa. Și ideea este că dacă nu îi pleacă o roată sau nu pornește, trebuie modificată din cod viteza. O să-ți arăt eu acum când o să-mi prezinți codul, o să-ți explic eu de unde mai exact. Să mai încercați, să mai întrebați de coechipier pe Discord, am zis să vă anunț. Nu se vede share screen-ul, eu nu-l văd cel puțin. Să mai interesați de coechipier, că e neapărat nevoie. Da, văd că pe Discord e plin de cereri. Da, de coechipier. Păi ei își trimit cereri. Văd că foarte mulți sunt își trimit cereri și așa mai departe, dar ar trebui să ar trebui ca participanții, dacă au văzut că până acum nu și-au găsit și văd o cerere care corespunde cu a lor, doar că nu e din județul lor sau așa mai departe, ar putea să contacteze participantul respectiv și să-i propună să participe împreună, pentru că totuși este o finală online și pot lucra și de la distanță foarte ușor cu ajutorul Meet-urilor, Zoom-urilor, Discord-ului și așa mai departe. Mi s-a reparat microfonul? Da, da, da. Da, te auzim. Doamne, m-a ajutat, Doamne, ajută și l-a reparat. Deci i-am dat, a trebuit să-i dau depanare ca să meargă. Ok. Daniel, vreau să scurci? Întrebarea cu echipierii, că a fost un subiect foarte discutat și este un subiect foarte discutat pe Discord. Există, să zicem, un caz de forță majoră în care nu există absolut nicio posibilitate la sfârșitul perioadei, înainte de concurs, să-și găsească cineva partener, să zicem. Există posibilitatea să se cupleze doi capitani sau să participe cineva singur, deși regulamentul zice că nu? Momentan nu prea se pune problema aceasta, pentru că încă nu am ajuns la exact în punctul acela. Da, ideea e că au mai renunțat dintre participanți din diverse motive și... Au mai renunțat, da. O să se facă o verificare cel mai probabil la în săptămâna care vine sau așa mai departe și... O să vedem cam în ce stadiu suntem, pentru că trebuie să fie echipe. Bun, deci acum se vede? Da, imediat. Asta este principiul. Momentan nu am pus chiar acel lucru înainte, dar o să încercăm să facem în așa fel încât să aibă toți echipele lor și... Bun, Daniel, scuze. Uitați aici codul. Ok, dă-i mai jos. Mai. Bun. Uite acolo, oprește un pic. Astea sunt cazurile pe care o să le facă, pe care o să le execute roboțelul. Cazul default, cazul minus 1 și cazul 1. Ok, o să ai 6 viteze să schimbi la acest cod. Bine, asta este un cod basic pe care voi... o să vedeți că aveți un pas unde și învățați cum se folosesc codurile aceștia de senzori. Ați văzut că sunt niște pași în care vă învață chestia aceasta și după aceea puteți să descărcați codul acesta direct.
Dar ați văzut că sunt niște pași unde vă arată, ca să vă explice mai exact, și acolo vă arată și de unde se schimbă vitezele. Dar în cazul în care nu ați reținut sau să vă mai explic o dată, sub fiecare variabilă numită înainte, pentru că aceasta va fi direcția de mers a roboțelului Miro pe traseu, există, vezi acolo, scrie înainte viteză 50, înainte 0, înainte 0, înainte 50 și după aceea la ultimul default scrie înainte 50 și înainte 50. Ok? Sunt 6 viteze care pot fi modificate, am mai prezentat și în roboajutoarele trecute. Ideea este că acele viteze se pot modifica în funcție de cum îl testezi tu pe traseu, vezi ce valori ți-a scos, ce timp ți-a scos roboțelul pe traseul tău și trebuie să modificate astfel încât să scoți cel mai bun timp. Ok, văd că ți-a dat un aplaus succes acolo, deci știi cum, da. Când conectezi roboțelul, îți apare acolo comul, da? Da, conectezi comul potrivit și așa mai departe. Și cum face robotul când de nu merge? Cum să vă zic, el nu se duce după linie, el se duce pe lângă linie, cum vrea el, stânga-dreapta, nu se duce. Păi bine. El face zigzag, el va merge în zigzag pe linie. Da, dar nu merge pe linie. Nu merge pe traseu, nu urmărește linia de pe traseu? Nu urmărește deloc. Ok, asta s-ar putea și de la faptul că trebuie să calibrezi senzorii. I-am calibrat, stau drept, sunt bun. Păi, nu drepți. Păi, senzorii trebuie calibrați cu mini și rubelniță. Pe senzori ai niște potențiometri, niște cubulețe albastre. O să le vezi acolo, pe care există un șurubel în formă de plus sau de stea, sau cruce, etc. Și, efectiv, acela trebuie să îl reglezi pentru a face senzorii mai sensibili sau mai puțin sensibili. Ideea este că eu recomand să dai ambele șurubele în stânga, să nu forțezi șurubul, că ți-e duce el așa ușor, că merge foarte, foarte ușor cu o șurubelniță. Dai cât de mult în stânga, ok? După ce ai simțit că ai dat în stânga de ambii senzori, începi și cu roboțelul pornit deasupra liniei, începi să vezi LED-urile, astea, senzorii de linie, ai văzut că au două beculețe pe ei, da? Da. Ai văzut că se aprind în momentul în care îți detectează degetul sau în care detectează linia neagră? Unul dintre ele? Da. E, în momentul în care tu îl calibrezi, el nu o să se mai aprinde. Că în momentul în care tu îl dai la stânga de tot, el nu o să mai detecteze linia aia, nu o să mai se aprindă LED-ul ăla. Tu trebuie să dai în dreapta ușor acum de șurubelul acela, încât la un moment dat o să înceapă iar beculețul acela să sesizeze linia. Atunci o să ai roboțelul calibrat, o să ai senzorile calibrați. Și cu ajutorul codului poți să pui niște viteze mai mari în cazul în care nu ai niște baterii noi în roboțel. Cu ajutorul codului pe care l-ai acolo, ar trebui ca roboțelul să meargă pe linie. Alt lucru pe care l-ai putea face este să vezi exact, să vezi și traseul l-ai scos la imprimantă sau cum ți-ai făcut dunga aceea, linia aceea? Mi l-am făcut pe o foaie. Pe o foaie cu o bandă izolatoare neagră, nu? Da. Ok. Da, deci încearcă chestia aceasta. Și o să încerc. Așa, și dacă reușești în seara asta, poți să transmiți aici pe roboajutor. Dacă nu reușești până la încheierea roboajutorului, poți trimite pe Discord sau dacă mai ai alte întrebări până săptămâna viitoare. Ok? Ok, da. Bun. Da, Luca. Bun. Deci eu sunt în legătură cu echipele. Până la urmă, capitanul meu nu a mai răspuns la mesaje, adevărul că am construit robotul împreună. Așa, ce trebuie să fac? Deci cu echipierul tău
Nu răspunde la mesaje? Capitan. De fapt, capitanul nu mai răspunde deloc. Dar el nu era cu tine în școală sau în... Nu, e din alt... E... E... Nu, nu e din școala de la mine. Ok, ok. Ideea este, îmi poți spune cum se numește cu echipierul tău? Da, îl cheamă Alin Ghăidan. Imediat, imediat să notez. De cât timp nu mai îți răspunde? Alin Ghăidan. Alin Ghăidan. O secundă, cred că îi dau mesaj de vreo săptămână și nu mai răspunde. Ok, ok. Bun, am notat cu echipier. Mă rog, e capitan. Da, nu mai răspund. Da. Ok. Bun, am notat aici. O să încercăm să vedem și noi, să vedem dacă putem da de cu echipierul tău capitan și așa mai departe. Și o să vedem ce răspuns o să ne dea dacă ne răspunde, ok? Da, și în cazul în care nu va mai vrea să participe cu mine, am văzut că foarte mulți copii au kituri și nu vor să facă echipe cu ceilalți care au kit. Eu le-am explicat că va trebui să alegem un singur kit. Da, da, se poate face și asta, adică dacă sunt două kituri și până la urmă urmii vor să participe, poți aleagă unul dintre roboții pe care să-l construiască sau poate au unul are tehnicul și celălalt are miro sau unul are inspiro, da. Și așa mai departe. Se alege. Ok, și când o să aflați răspunsul, o să mi-l transmite și mie, nu? Da, da, poți să mai cool. Adresezi o întrebare pe Discord, nu știu, o să încercăm să-l sunăm mâine posibil, să căutăm. Deci ai zis Alin Ghăidan. Dacă vreți, vă pot și arăta numele lui mai exact pe prezentare. Sau mi-l poți trimite pe Discord. Da, numai să știu dacă l-am corect pus. El este pe Discord? Da, uitați. Acesta este numele lui. Ok, am trecut aici. Să închid partajarea. Okay. La labirint trebuie să îmbunătățim acel cod ca să meargă, că la mine nu urmărește labirintul. Ideea este că trebuie să aduceți îmbunătățiri. Într-adevăr, dar trebuie mai întâi să faci pașii aceia de construire și nu doar să-i faci, trebuie să încerci să înțelegi de ce îi realizezi, de ce faci fiecare etapă. Că ai văzut că se construiește pe etape. Ai văzut că sunt, da. Sunt mai multe etape când construiești. Fiecare bloc dintre acela de cod are o semnificație. Fiecare face câte o funcție. Ai văzut că robotul se oprește, vine foarte aproape de zid. El, asta ar trebui să facă, să vină foarte aproape de zid, dă puțin în spate, începe măsoară, stânga, dreapta și așa mai departe. Vede unde are cea mai mare distanță, iar în distanța respectivă se va și duce. După ce și-a calculat el distanțele respective. Ok? Am înțeles. Dacă mai am vreo întrebare, o adresez și aștept răspunsul. Ok. Cred că pe Discord îl voi primi cel mai ok. Păi da, că în seara asta nu știu dacă... Da, pe Discord în privat sau... Da. Da, ok. Cred că îmi știți numele meu de pe Discord, nu? Da, Luca. Ok. Englishman 2, dacă ai putea să spui și un nume, m-ar ajuta foarte mult. Ok, deci am o întrebare. Lecțiile acestea sunt numai pentru troubleshooting? Ce lecții? Lecții, aceste ore, meeting-urile. Aceste ore pe care le ținem de joi de la 7.30 până la 8.30 sunt pentru întrebări, pentru nelămuriri și așa mai departe în construirea roboților și în desfășurarea concursului. Am înțeles. Încă o întrebare. Am văzut, deci, în Ploiești, am înțeles că este un concurs de robotică, într-un fel o expoziție, și am văzut undeva că se dădeau
într-un fel, câțiva roboți gratis, dacă este mai la, dacă mai este valabil acest lucru și ce ar trebui să fac. Deci, ți s-a vorbit despre NextLab acolo? Da, despre NextLab, da. Ok, deci, în ceea ce constă concursul NextLab, o să găsești mai multe detalii pe site-ul acesta, imediat o să-ți trimit. Ok. Acolo ai și secțiunea de concurs și așa mai departe, ai și regulamentul concursului. Ideea este că anual se organizează un concurs, ca să fiu cât mai rapid și cât mai pe subiect. Anual se organizează un concurs cu ajutorul sponsorilor pe care îi avem. Oferim și kituri gratuite copiilor care reușesc să obțină rezultate bune la un test pe care îl susținem în general în perioada primăvară-vară, ceva de genul. Calendarul oricum se va afișa pe platformă, dar poți citi mai multe acolo, cum s-a desfășurat, de exemplu, perioada din anul acesta. Ok? Am înțeles, vă mulțumesc. Cu mare drag, cu mare drag și cu mare plăcere. Maria Corboș? Bună seara! Bună seara! Eu am o problemă, mai multe probleme de fapt, dar vă dau share screen la o problemă cu traseul. Ok. Așa îmi face robotul, când la această cotitură de fiecare dată. Ok. Una dintre chestii poate să fie, fie poți modifica vitezele, fie poți da unul dintre senzori un pic într-o laterală să, cum să spun eu ție, să îndepărtezi celălalt senzor. Poți să, fie poți prin montarea lui puțin mai într-o parte sau prin mutarea lui efectiv să-l strâmbi un pic din șurubel. Poți să încerci să-i apropii și așa mai departe, până când reușești să iei și acel viraj. De aceea am schimbat și traseul și sunt și alte viraje și așa mai departe. Mhm, înțeles. Da. Și este normal să meargă așa balansat, nu? Da, da, da. Păi el se lovește cu senzorii, exact chestia asta face. Trece între cazurile alea de le-a zis mai devreme. Okay. El când lovește cu unul dintre senzori, uite, de exemplu, tu aici l-ai oprit, vezi cu ce senzor lovește? Cu senzorul din stânga, da? Stai așa. Da. Așa? Deci aici lovește cu un senzor și oprește roata din dreptul senzorului. De aceea. Mm-hmm. Lovește senzorul, se oprește roata, lovește și celălalt senzor, se oprește și cealaltă roată și tot așa. El tot continuă să meargă doar în zigzag, pentru că așa poate vedea linia. Bine, dacă învățați foarte bine cum funcționează aceste sisteme, se poate face să meargă și foarte drept roboțelul. Dar asta necesită foarte multă muncă și acesta este un cod basic pe care îl punem la dispoziție, care este un pic mai de începător pentru a avea niște să aveți niște concepte puțin mai ușoare de învățat cum se face acest lucru și ușor ușor o să învățați și mai avansat să faceți traseul. Și oricum efectiv e foarte folositor. Codul respectiv vă dă un mare ajutor în momentul în care vreți să învățați cu line follow și așa mai departe și să folosiți senzorii de linie. Altă întrebare? Mai am întrebare. Eu nu am coechipier, sunt capital fără coechipier și nu ar fi o problemă pentru că pot să-mi găsesc coechipier. Am găsit câțiva așa, dar nu știu, mi se pare puțin corect ca eu să fac toată treaba, deoarece deja am terminat codul pentru Miro și construirea lui și apoi să vină cineva în echipă și să primească credite pentru muncă. Ok, asta trebuie să discutați, poate reușești să te ajute să-ți mai îmbunătățești codul. Poate reușește să vină cu un, poate stați amândoi și faceți amândoi cu echipierii și faceți un cod care să parcurgă cât mai repede traseul.
Și ideea este că puteți participa împreună la învățați să lucrați și în echipă și nu văd nicio problemă în chestia aceasta, adică nu se fură merite aici, fiecare are meritele lui. Poate vine cu un ajutor în partea de programare. Nu ai de unde să știi ce coechipier poți găsi. Sau ce cunoștințe poate să aducă și ce avantaje poate să aducă echipei persoana cealaltă. Deci ar fi indicat să îi primesc în echipă, să facem în echipă, să Da, facem o da, echipă. da, da, pentru că asta prevede și regulamentul, să se susțină în echipă competiția. Până la urmă ai de ales între a participa și a nu participa. E alegerea ta. Ok, am înțeles. Și o ultimă întrebare, dacă vreau să scot la imprimantă traseul și mă duc la un Xerox, mi l-a scos mare, cred că pe 140, 110 sau 100 cm pe 140, Da. sau ceva de genul, dar că mărimile dungii negre sunt un pic cam mici. De exemplu, unde trebuia să fie 9 cm sunt 8, sau unde sunt 24 de centimetri, sunt vreo 20. Păi tu când te-ai dus să imprimi, le-ai dat și dimensiunile la care ar trebui să fie, că ei pot ajusta asta. Ah, nu. Au cum să verifice. Mărimile este proporțional, dacă îl scot așa. Nu. Ok. Nu, pentru că nu e pe foaie standard. Și n-ai cum să controlezi asta. Trebuie să le dai dimensiunile. Spui, doamne, vreau să-mi corespundă cu dimensiunile astea. Și ei fac o ajustare și ți le scot exact la dimensiunile alea. Da. Bine, am înțeles. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Cristian. Altă întrebare mai ai, Maria? Nu, mulțumesc, m-am lămurit. Ok. Mulțumesc frumos. Cu drag. Alexandra Brăilescu? Ok, bănuiesc că nu ne aude. Luca, ai ridicat iar mâna? Da. Mai am două întrebări. Ok. Cum se face în finală după ce trimitem videopiciu? Cum vom ști dacă am luat premiu sau nu? Dar aceste lucruri sunt în regulament, Luca, sunt pe site. Eu l-am citit și nu am văzut. Păi, ideea este că în momentul în care se vor corecta și așa mai departe, se vor afișa niște liste exact cum au fost și la lista de Și beneficiari câte și la... premii sunt? Păi, premiile sunt pe site, este lista de premii acolo. Câte unul din fiecare sau? Da, cum scrie exact cum scrie acolo. Toate detaliile sunt și în regulament și în lista de premii și așa mai departe. Am înțeles E un singur premiu 1, un singur premiu 2 și un singur premiu 3 la concursuri normale, cel puțin. pe site. Nu înțeleg de ce. Și să înțeleg, ca să luăm premiul, trebuie să scoatem cel mai puțin timp. Da, o să conteze timpul. În cea mai mare parte este timpul și partea de prezentare a roboților. Vedeți că aveți chiar în regulament scrie chestia asta, că aveți partea de cronometrare și așa mai departe și partea de storytelling. Deci prezentarea voastră contează foarte mult, efectiv. Și cum prezentați, cum apare videoclipul, să... Bine, nu, nu să nu îl faceți de foarte multe minute, pentru că v-am zis, o să se prelungească termenul de corectare. Recomandat 2 minuțele, 3 maxim. Ideea este că vă veți prezenta, puteți să editați videoclipul doar la partea aceea cu cronometru, să nu dați skip la roboțel cât timp parcurge traseul. Asta va fi de câteva zeci de secunde, maxim 30 de secunde, Am înțeles. 40. Și când se va afla dacă vom lua rolul de mentor? Asta după competiție, La Luca. concursul viitor. După competiție, Luca.
Astăzi se vor anunța, se vor fi liste, vor fi date mail-uri. În general și mereu am făcut chestia asta, am anunțat prin mail-uri, pe platformă, și pe... rolul de robo-mentor se dă abia după, dacă suntem pe acea listă, nu? Sau... Da, Luca. Trebuie neapărat să câștigăm premiul. Dacă ai avut un rezultat destul de bun care să arate că ești destul de bun să-i îndrumi pe alții. Am înțeles. Și cum aș putea rezolva problema cu un mic din acela LED? Pentru că unul se aprinde și unul nu se aprinde. Care LED? Pe le-ai testat atunci când ai testat componentele, nu se aprindeau ambele? Ba da, se aprindeau, doar că acum nu se mai aprinde unul. Ok. Păi poți să... A jucat cu semireglabilele. Da. Mă refer la LED-urile acelea din partea de laterale. Unde e și ecranul. Da. Alea sunt din cod. Păi da, s-a făcut în cod. Să-ți extragi din codul inițial, codul mare, să-ți extragi bucata aia care le comandă și să o folosești dacă vrei. Dar deocamdată fă să funcționeze corect și să scoți un timp bun. LED-urile sunt de decor. Am înțeles. Eu, visul meu... Să grăbim un pic partea aceasta, că aceste întrebări le mai putem pune și pe Discord și or să fie în viitor. Ideea este că eu să am și o oră la 8:30 și trebuie să încercăm să grăbim. Daria și Alexandra aveau o problemă oarecum similară. Îmi cer scuze. Ok. Ce problemă? Cu plăcuța de senzor și cu driverul de motoare de la Technicus. Am încercat să le dau câteva idei de test la care să rezultatul spune care ar fi problema, dar deocamdată nu am un răspuns. Încă ceva, sper că nu am deranjat. Puteți să microfonul, Daria, și... Luca, te rog frumos să-l lași și pe fete că au probleme mai grave. Da, doar mi-am cerut scuze. N-am spus nimic rău. Vorbim pe Discord. Doar mi-am cerut scuze în fața okay, lui domnul. Ok, vorbim pe Discord. Daria, mă auzi? Eu? Mă scuzați, eu? Da. Tu aveai probleme cu Technicus? Nu. Nu, eu sunt cu Miro. Dragoș. A, da, mă scuzați. Ok. Pe cei care aveau probleme pe Discord, puteți să vă porniți microfonul să-mi spuneți exact ce se întâmplă. Daria, Patricia, Dragoș și Alexandra Brăilescu. Eu nu le aud. Bun, o să încerc să iau alte întrebări între timp și... Nu mai știu. Ok. Spune tu, Daria Dudaș. Da, mulțumim. Sunt cu Larisa. Larisa, poți să-ți deschizi și camera. Avem o problemă la robotul Miro. La testarea componentelor, un motoraș, când îl conectăm la baterie, nu merge decât cu un pic de ajutor. Poate să arate Larisa pe cameră. Da. Așa. Când pornesc, nu merge doar într-o anumită poziție. Când îndepărtez mai mult bateria sau schimb poziția firelor, se oprește motorașul. Vezi că ai firele dezlipite sau rupte pe undeva. Da, să nu... În momentul în care ai scos... Ai scos cablul de la baterii, în general la bateriile acestea și la capetele acelea unde sunt doar două fire și se ține doar în două fire mufa respectivă, a zis că ies destul de greu, să încercați să nu trageți de fire, să încercați să trageți mai mult de partea aceea albă. Ok, bănuiesc că în momentul în care o să-l puneți acum pe roboțel, acesta de baterii va sta fix, va fi în conectorul acela cu trei porturi. Da. Puteți încerca să vedeți dacă va merge în continuare, că văd că încă se poate cu o anumită poziție să stea. Ia încercă să-l pornești și să vezi dacă ții acolo unde are el mufa.
pornește-l și ține unde exact acolo, ia mișcă. De fire. Vezi? Da. Vezi că de acolo este? În momentul în care trageți, trebuie să trageți de mufa aceea, aceea albă mai mult. Pentru că dacă trageți de fire, ușor, ușor o să înceapă să nu mai aibă contact bun acolo. Ok? Sau e posibil să se fie rupt un pic firele la capăt. Da, da, păi de-aia. Nu mai au contact acolo. S-au desprins sau s-au rupt ceva. De obicei, problema la genul ăsta de conector este că iese partea de metal a firului din partea de metal a conectorului și rămâne ancorat doar în plasticul ăla, în izolație. Și nici nu-l vezi. Da, și face doar contact așa uneori când îl împingi. Da, când miști. Da. E cam aiurea treaba asta, că e greu de rezolvat pentru voi. Ideea este că așa a trebuit făcut la acesta pentru că e cu conector și așa mai departe. Este un da, pic... doar să-i găsească poziția perfectă și cumva să-i pună un pic de silicon să-l țină în poziția aia, că altfel nu o să-i facă mereu probleme. Da, firul respectiv oricum o să stea mobil. Deci, fetelor, acel fir o să intre într-un conector micuț și o să stea acolo în general firul acela, nu ar trebui să se mai miște. Sau dacă nu merge, am putea înlocui suportul de baterii, cum amândouă avem kit, am putea să le trimitem. Suntem în județe diferite, dar ne-am descurcat. A, dacă aveți posibilitatea asta, da. Da, da, cu siguranță. Și am mai avea o singură întrebare la comuri. Tot, Larisa, tot tu să arăți. Da, la comuri, când intru pe Mixly, nu mi-apar comurile și plăcuța este conectată în calculator. Uite aici un link, chiar l-am pregătit, cu un driver, imediat, pe care o să vă rog să îl, o să te rog să-l instalezi, să încerci să-l instalezi, imediat o să trimit link-ul. Aici un link cu CH340, mai întâi o să am rugămintea să, deci o să trească să accepti toate lucrurile pe care, să dai yes la acelea și să... ca să fie acceptate și mai întâi dai uninstall și după aceea dai install la driverul respectiv. Ok? Bine. O să ți apară că a fost din asta instalat. Înseamnă să intri pe calculator pe meeting. Da, o să încerc. Vă mulțumim. Poate să iei tu, Daria, dacă ești pe calculator, poți să-i trimiți tu linkul sau puteți să-l salvați, că s-ar putea ei să nu-i apară dacă intră acum de pe calculator. Da, i-am trimis pe... Tocmai l-am trimis pe unde vorbim noi. Super, super, super. Mulțumim. Cu drag. Mulțumim. Să vedem. Jonathan Mocan? Da, bună ziua. Am o întrebare. Da. Care sunt eu? Eu am 16 ani. Și când? Până în mai fac 16 ani. Ok. Și mai pot să mai concurez și atunci? Dacă mai poți să mai concurezi după ce faci 16 ani? Ideea este că da. Vârsta contează foarte mult înainte de înscriere. Dacă tu o să ai 15 ani și 11 luni sau 11 luni și ceva, în momentul înscrierii nu e o problemă. Să nu ai la înscriere. Adică merge 16 ani. Scuze, m-am prostit. Deci la 16 ani nu este o problemă. Să nu ai 17 ani, scuze. Este, în momentul înscrierii contează vârsta. De exemplu, la 12-16 ani contează să nu ai 17 ani în momentul în care te înscrii. Ok? Dacă te-ai înscris și ai făcut 17 ani pe parcursul competiției, nu e o problemă. Bine, mulțumesc. Cu drag, cu drag. Dan Alexandru? Bună seara. S-a discutat data trecută de adou de folosirea senzorilor de linie ca și senzori de distanță în stânga și dreapta. Bună seara, da. Am citit în regulament și scrie că robotul la labirint scrie că robotul Miro va fi folosit fără senzorii de linie, adică nu se poate. Da, 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 s-a discutat pe Discord, dar așa a rămas, deci nu se poate. Ah, ok. De aceea am înaintat aceste discuții și la Next Step și așa mai departe.
Atunci, că v-am zis că o să și întreb ca să fim siguri. Am spus acest lucru la ședință și de aceea s-a discutat. Da, nu citisem în regulament. După aia am văzut că scrie. Da. Altă întrebare mai ai? Nu. Ok. Ada? Bună seara! Doream să vă întreb câte sesiuni de roboajutor mai sunt? Adică săptămâna viitoare mai este sau... Mai este până pe 8, inclusiv pe 8. Adică mai sunt înțeles, două okay. În afară deci... de acesta. Că astăzi suntem în 24, mai este pe 1. Eu o să țin roboajutor pe 1, dacă puteți să intrați... Da, și înainte de termenul limită pentru începerea termenului pentru videopicirile. Exact, acela. exact. Ok, am întrebat pentru că încă n-am găsit un capitan, dar dacă mai sunt două roboajutoare sau, mă rog, mai este un roboajutor, să zicem, atunci mai am timp să mai întreb în continuare și dacă e la roboajutorul următor... nu știu, mă ajutați cumva sau dacă nu găsesc până atunci? Da, da, o să încercăm să în așa fel încât să avem toți cu echipierii. Ideea este că asta e ce am și mai devreme. Să încercați, poate să nu mai specificați neapărat un județ, să spuneți că în ce stadiu sunteți cu roboții și așa mai departe. Păi, eu l-am terminat, adică merge. Mai am doar de făcut video pitch-ul. Asta e ce am, poate reușești să găsești un coechipier care să aducă în ajutor, să aducă în ajutorul tău un cod. Da, am înțeles, să aducă rapid. Și mie îmi trebuie un capitan. Da, capitan. Da. Dar poate reușești să cu ajutor și cu tine împreună să stabiliți amândoi un cod sau să faceți amândouă sau amândoi să faceți un cod mult mai avansat sau mult mai bun pentru roboțelul vostru sau roboțelul pe care tu l-ai construit. Ok? Da, am înțeles. Mulțumesc! Cu drag! Georgescu, Monica, Ioana? Da, bună seara! Bună seara! Am o întrebare. Da. Eu am avut un coechipier până acum. Nu am făcut echipă încă, adică nu ne-am înscris ca echipă. Okay. Ideea este că o poveste mai lungă. În fine, am găsit un coechipier de la mine din școală. Ok. Și n-am mai vorbit cu cel cu care am vorbit prima dată de vreo două săptămâni. Îi spun pur și simplu că nu mai fac echipă cu el. Astea sunt niște discuții pe care voi trebuie să le aveți. Voi știți cum vă gestiona și așa mai departe. Ar trebui frumos și normal, ar trebui să îl înștiințezi și pe el de deciziile pe care o să le iei din timp, în cazul în care nu o să mai faci echipă cu el sau așa mai departe și încă nu v-ați înscris sau nu ați vorbit, nu ați spus nici pe Discord sau așa, puteți să... ar trebui să-i spui ca să știe și el din timp, să aibă timp să-și facă toate planurile cu echipierul respectiv. Ok? Bine, mulțumesc. Cu drag. Iris? Da, întrebarea mea este, am robotul Miro, da. Și din când în când îi tot cade aceeași roată. Deci face parcursul, dar apoi îi cade roata. Ce aș putea face? Ok. Ideea este că îi poți, de exemplu, roțile respective ar fi trebuit, tu l-ai de mai mult timp, nu? Sau este câștigat anul acesta? Nu, de anul trecut. L-ai de anul trecut, da. Ideea este că îi poți pune ceva acolo ca, cum să spun eu ție, ca mod de prevenție să nu mai cadă roata, pentru că știam că tu nu ești din țară, parcă, și ar fi destul de greu cu partea aceasta să... ideea este că anul acesta s-au modificat un pic prinderile de la roți, ok? Ca să se mai remedieze partea cu căzutul roții, dar îi poți pune ceva acolo, în interior, la roată. Poți încerca să-i pui
de exemplu, o mică hârtiuță și axul acela când va intra nu va ieși mai greu. Ok? Dar vezi să nu pui o hârtie prea groasă, că o să se crape. Da, nu o hârtie prea groasă, o hârtiuță efectiv în două Am straturi, cred. Am fost încercat cu ceva, un lipici ușor, ceva cum ar fi, nu știu, un pic de prenadez, o picătură sau... Da, ca să poți demonta după aia dacă e nevoie. Nu pune super glu că nu mai demontezi. Bună seara, da, sunt mama lui Iris și am venit și eu să... Da, într-adevăr, mă gândeam că dacă am fi putut comanda, numai că acum nu suntem în România, am fost acolo până în vară, acum suntem în Franța. Nu știu dacă nu am putea, dar cred că problema nu e direct de la roată, s-ar putea să fie că e din plastic pinionul ăla pe care se atașează. Nu știu dacă roata ar schimba ceva, dacă găsim, știu eu, pe Amazon o altă roată să cumpărăm, dar nu sunt convinsă că e de la roată problema. Nu. Puteți să încercați chestia aceasta pe care v-am spus-o ca o rezolvare a problemei mai rapidă și mai... Da. Mai avem o problemă și... Vroia și Daniel, care e coechipierul ei, cred că e online acum, să întrebe el, dar acum dacă tot sunt eu aici, vă întreb eu. Tot este de pe traseu. Anul trecut am observat o chestie, că făcusem întâi traseul direct pe podea și mergea mult mai bine și după aceea am lipit bandă pe un poster. Și acolo ieșea tot mai des. Anul ăsta am zis, facem altfel, imprimăm posterul, am făcut cu o imprimantă A3 și am atașat foile, dar ieșea tot timpul, deci nu, și aleatoriu. Odată ieșea la o margine, odată la un colț, odată ieșea la întoarcere. Poate să fie din calibrare? Se pot recalibra senzorii? Ei au încercat, eu nu mă pricep deloc la partea cu cod, au încercat cu coechipierul, au tot schimbat acolo, dar e destul de aleatoriu, deci a făcut anumite trasee. Ce am remarcat, e sigur că pe podea merge mult mai bine, după aceea am făcut altceva, am lipit bandă peste poster. Deci peste exact unde e banda la poster, am lipit bandă izolantă peste și acolo s-a ameliorat net. Deci da. Întrebările noastre erau de genul, e legat de suprafață, de tipul de suprafață? Poate să fie, suprafața laterală nu prea contează, ideea este linia. Puteți să încercați fie să puneți o bucățică de bandă izolatoare peste partea aceea neagră, asta să vedeți dacă, peste să, tot dacă merge mai bine. Dacă mergem nu, pe bine, dar tot iese și da. Aleatoriu. Deci așa. A făcut de două, trei ori traseul complet, după aia iar a început să iasă. Am remarcat că se mișcă și senzorii, i-am tot strâns, dar iară să destrâng un pic. Dar și, e foarte, foarte delicată. Vedeam în alte gradul de reflexie a suprafeței, inclusiv a benzii negre, deci trebuie să fie... Nu bandă lucioasă, trebuie să fie o bandă mată, ar fi ideală. Și puteți regla sensibilitatea fiecărui senzor. Ce robot era? Miro. Este Miro. La Miro aveți, senzorii se pot regla individual. Se pot regla din potențiometru. O să tind să vă anunț că mai sunt undeva la 11 minuțele, 10, 11, 12 minuțele pentru acest roboajutor până la 8.30. Și de aceea încerc să dau răspunsurile mai rapid. Da, și cum se face reglajul ăsta din potențiometru? Am zis mai devreme, dacă vă puteți uita și pe live ca pentru ceva mai explicit, se dau în stânga de tot acele, de pe acele cuburi albastre de pe senzorii de linie, sunt niște cubulețe albastre cu un șurubel în capăt, se dau la maxim în stânga, iar cu roboțelul pornit deasupra liniei, în momentul în care se dau în stânga maxim, se va stinge beculețul acela care detectează, că se aprinde un beculeț în momentul în care se detectează linia neagră. Da. Se asta va stinge observat. De tot, nu va mai detecta beculețul acela, nu se va mai aprinde și se va mai stinge. Iar în momentul în care dați ușor în partea dreaptă, la un moment dat va începe să se aprinde. Ei, atunci o să vă opriți pentru că și faceți același lucru și la celălalt și ar trebui să fie calibrarea ok făcută.
să se să fie recunoscut. Ca să nu vă mai reținem acum și să fim siguri că facem ce trebuie, putem găsi instrucțiuni mai detaliate undeva? În general erau lucru cu senzori, aveți acolo posibilitate să găsiți, dar ideea este că e doar partea aceasta de calibrare, efectiv. Să dau în stânga de tot, de exemplu. Apropo, și deasupra liniei. Atenție să nu dai prea tare la stânga sau la dreapta, da, pentru că e posibil să strici potențiometru. Deci nu senzorul cu totul pe bară, ci doar de pe senzor este o parte albastru, da, cu un ciurbel în el. Recomandare generală. Intrați pe Discord, că acolo este mai mult timp și o să găsiți mai mult ajutor. Inclusiv eu sunt pe Discord acum. Pot să vă dau detalii ca să nu pierdem timpul aici. Da, da. Pop, bine. Bine, mulțumim tare cu mult. Cu drag. Seară frumoasă. Eu, da? Da? Da, am probleme cu kit-ul Inspiro. Okay. Nu știu, nu pot să lipesc pinii, încerc de vreo săptămână, două, am dificultăți majore. Și dacă fac lipituri... Ai încercat să întrebi pe cineva mai mare să te ajute? Să... Da, am încercat. Am fost refuzat de fiecare dată, din păcate. De unde ești? Dintr-un mediu rural, din Bozovici, Cara Severin. Dacă crezi că ai timp să te miști repede să mi-l trimiți mie... Ți-l lipesc, ți-l trimit înapoi. Nu te costă decât transportul dus-întors. Ah, superb. Bun. Tag-ul de pe Discord. Da. Mă găsești pe Discord. Că nu... Cristi S.C. sau Frumușanu Cristian. Cum, că nu știu cum apare acum. Cred că Frumușanu Cristian apare. Ok. Bun. Raisa Sandor? Da. Eu am o problemă cu plăcuța roșie de la robotul Technicus, pentru că am lucrat cu robotul și într-o zi mi-a mers și în următoarea pur și simplu n-a mai funcționat plăcuța, deși n-a mai schimbat nimic la fire. Și s-a uitat cineva, un adult, și a zis că primește plăcuța curent, dar nu funcționează. Ok, ideea este că în momentul în care, chiar dacă nu s-a umblat la fire... Nu s-au mișcat firele din acea plăcuță? Nu. De pe plăcuța Shield, de pe roboțul Technicus? Că știu că sunt... Nu, pentru... Sunt firele nu, cam de la... cum se numește? De la motorașe acolo? Nu, pentru că nici pe plăcuța roșie pur și simplu nu se aprinde niciun becule și înainte se aprinde. Dar plăcuța de Arduino se aprinde? Da, aceea da. Alimentarea Arduino e separată de cea plăcuței? Păi, da. Deci am verificat și cu o seară înainte am mers și pe dimineață n-am mai mers deloc. Te întreb asta pentru că pe plăcuța aia este un jumper care dacă îl pui incorrect nu îți funcționează. De-aia te... Da, că le-am verificat pe toate și chiar am mers. Și apoi n-am mers. Chestia aia face o grămadă de figuri, nu... E oricum nu e calitate foarte mare și eu am avut probleme cu ea o grămadă. Păi și eu coleg a avut și am avut o plăcuță nouă care am primit-o mai de mult și i-a mers după aceea, dar aparent și ei s-a stricat după aceea. Ok, bun. Deci... ca să rezolvăm chestia aceasta mult mai rapid, pentru că momentan cu sfaturi nu prea pot să o repar în clipa aceasta, poți încerca să trimiți un mesaj pe Discord cu privire la referitor la chestia aceasta? Sau da, pot. Ai mai trimis? Nu, le-am scris doar. Am scris doar un e-mail. Încearcă, ok, ai scris pe platforma de tichete bănuie sau cum? Da, le-am scris un e-mail și au zis să intru la RoboAjutor. Ok, ok. Și încearcă să scrii și pe Discord ca să avem chestia aceasta în vedere. De aceea suntem și presați în clipa aceasta de timp și nu vreau să rămână așa problema. Stai să scriu și eu numele și să trec aici cu... Pune pe Discord și vedem ce
Da, ca să avem, ca să avem problema pusă undeva, ca să vedem. Bun, haideți să mai luăm câteva cinciunile. Anita Groza? Bună seara, da. Am încercat să instalez codul pe care mi l-ați trimis și nu mi-apare decât COM3. Ok, și când scoți roboțelul din calculator și îl pui la loc, nu dispare și apare COM3? Ba da. Păi, acela este comul roboțelului. Da, în videoclip, de aceea eram nedumerită, pentru că în videoclip arăta că trebuia selectat COM4 sau COM1. Nu, contează, nu, e aleatoriu, e datorită porturilor, sunt numerotate și dacă pui în alt port o să vezi că îți apară alt COM, o să-ți apară alt nume. Da. Nu e o problemă. Mulțumesc. Cu drag. FF Red Player? Da, bună seara. Am trimis roboțelul mai demult, l-a verificat. Okay. Era stricat plăcuța din spate, de direcție, sau nu mai știu cum se chema. Plăcuța shield, de motorașe. Da, în fine. Se poate folosi traseul de pe site imprimat? Da, aveți traseul pe site, efectiv, și cu dimensiuni și așa mai departe. Da, da, știu, dar se poate folosi printat, nu trebuie să-l construim noi. Da, 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 se poate printa, se poate construi și așa mai departe. Așa, și dimensiunile la coala de carton sunt tot pe site acolo. Sunt trecute acolo, toate. Așa. Și dacă un coleg vrea să renunțe la capitan, se poate? Dacă dorești dacă dorești să nu mai participe... Nu, eu să renunțe la rolul de capitan ca să devină coechipier, cam asta e ideea lor. Da, da, da. Că suntem doi capitani și de asta. Nu prea ar funcționa așa. Nu prea ar funcționa așa. O să te rog să mai revii cu întrebarea aceasta pe Discord, dar în general nu ar funcționa chestia aceasta. Că ne-am înscris de la școală și majoritatea suntem capitani și de asta, dacă se poate renunța la rol. Da, în general, capitani sunt cei care au mai și au mai mult experiență și au obținut și rezultate mai mari și așa mai departe. O să vedem asta, ok? Hai să încerc să mai am două minuțele o altă întrebare și ceilalți o să am rugămintea dacă puteți și îmi cer scuze, am încercat într-o oră să rezolv cât de repede, cât de multe întrebări am putut. Să încercați să le adresați pe Discord și o să încerc, fie în seara asta, fie mâine, să răspund și eu și colegii mei să vă răspundem la întrebările respective, ok? Jean, Oana, o ultimă întrebare, rapid, te rog. Bună seara! Am niște copii înscriși în concurs, niște elevi, și nu reușesc să completeze noua dreptul de scriere pe cerere tag. Au făcut cerere de capitani, okay. Dar în continuare nu au dreptul să completeze. Pe Discord? Da. Ah, ok. Păi pot să... Au menționat chestia aceasta pe Discord? Păi cum să menționeze dacă nu poți să scrie? Nu, deci să intri pe canal. Să scrie la curioși, poate să scrie direct, la diverse curioși sau așa mai departe. A, să scrie la curioși. Da, să scrie acolo undeva. Dom'le, nu merge chestia aceasta, cum rezolv? Ok? Pot să scrie. Cerere robo elev. Au intrat deja pe canal, au completat formularul de pentru capitan. Pe cerere robo elev sau pe cerere capitan, acolo trebuie să scrie, să-și ceară rolul. Păi au completat formularul acela pe cerere capitan, cerere rol. Au completat formularul, au trimis, am primit și eu confirmare, dar în continuare nu au dreptul de a scrie. Ok, o să vă rog să scrie ei acolo pe... ar trebui să poată să scrie pe curioși, nu? Pe curioși pot, e singurul la care pot să scrie. Să scrie acolo pe curioși, vă rog frumos, ca să... Ok. Ok. Mulțumesc mult! Bine, încerc scuze o dată pentru grabă și așa mai departe. O să încerc săptămâna viitoare să iau toate întrebările și să reușim să acoperim cât mai mult. V-am spus să reveniți cu întrebările pe Discord. Cu componentele, dar am scris și pe Discord, acum vedem când okay. S-o putea. Ok. Vă mulțumesc foarte mult că ați participat și în seara aceasta.
și vă urez o seară minunată în continuare și ne auzim data viitoare și ne auzim și pe Discord, ok? Mulțumim, la revedere! Seară bună, la revedere. Mulțumim, la revedere!